foarte mult material de parcurs în această seară. Ne aflăm în capitolul 7, în mărturisirea de credință. Un capitol care este scurt, în sensul care doar 3 subpuncte, dar este extrem de bogat și de aceea trebuie să fim foarte eficienți cu folosirea timpului nostru. Așa că sar peste introducere, sar peste orice fel de recapitulare. Este harul de a trăi în era modernă. Dacă vreți să recapitulați, intrați pe site-ul bisericii și puteți să recapitulați toate lecțiile. Capitolul 7 din Mărturisirea de Credință începe în felul următor. Distanța dintre Dumnezeu și ființele umane este atât de mare încât, deși ființele raționale datorează ascultare față de El, față de Creatorul, ele nu ar putea niciodată să fie ajuns să obțină răsplata vieții fără actul voluntar de bunăvoință din partea lui Dumnezeu. A fost plăcut lui Dumnezeu să exprime acest act sub forma unui legământ. Mărturisirea începe și spune că există o distanță dintre Dumnezeu și ființele umane, o distinție așa de mare între Dumnezeu și ființele umane. Și aici nu este vorba de o distanță fizică, pentru că Dumnezeu este pretutindeni, ci este vorba de o prăpastie ontologică care există între Dumnezeu. La ce mă refer? Dumnezeu, care este cel veșnic, cel necreat, care are existența din sine însuși, este la o distanță, este în altă categorie față de om, care este o făptură creată. Există o prăpastie între cele două. Această realitate este adevărată înainte de cădere și după cădere. Cu atât mai mult după cădere, acum ne aflăm la o distanță și mai mare. Dar dintotdeauna, această distanță, această distinție este reală. Noi suntem făpturi create. De multe ori uităm lucrul acesta, de multe ori nu ne comportăm precum am realizat lucrul acesta, dar noi suntem făpturi create. Nu suntem în niciun fel, din acest punct de vedere, precum Dumnezeu. Suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar suntem făpturi create. Și această distanță, spune mărturisirea, este extraordinară și niciodată nu poate fi subestimată. Această distanță sau distinție între Dumnezeu cel necreat și noi ca și făpturi create are anumite implicații care trebuie ca să le luăm în calcul. În primul rând, mărturisirea ne spune că ființele raționale, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, datorează ascultare față de Dumnezeu. De ce datorează o ființă rațională creată de Dumnezeu ascultare față de Dumnezeu? Răspunsul se află chiar în întrebare. Pentru că sunt create. Această realitate de a fi făptură creată conferă responsabilitatea de a asculta față de Creator. Este interesant pentru noi cuvântul rațional. La ce se referă mărturisirea când spune lucrul acesta? Se referă la faptul că suntem persoane. Suntem distincte totuși de alte creaturi, decât creaturi ilogice sau inerte, decât animale. Da? Suntem distincte din acest punct de vedere pentru că suntem persoane. Avem rațiune, avem sentimente, avem emoții, avem gândire. Da? Ființele noastre transcend lumea fizică în sensul că avem suflete, suntem ființe spirituale. Și mărturisirea ne descrie, prin acest cuvânt rațional, ca să ne distingă față de lucrurile care nu au personalitate. Un lucru inert, de exemplu, nu are o responsabilitate în felul în care noi avem să fim ascultători față de Dumnezeu. Nici măcar nu are posibilitatea să nu fie ascultător. Un copac nu își poate propune la un moment dat să nu asculte de Dumnezeu, corect? O piatră nu se gândește oare vreau să fiu supus voiei lui Dumnezeu sau nu vreau să fiu supus voiei lui Dumnezeu. De asemenea, tot universul este în aceeași categorie. Da? Animalele și așa mai departe. Nu se află într-o categorie cum ne aflăm noi, a unor ființe raționale care își pun aceste întrebări, care au capacitatea ca să-și pună aceste întrebări. Faptul că suntem persoane este deosebit de important. Primul lucru la care
aceasta ar trebui să ne ducă cu mintea, este să ne punem întrebarea cine ne-a dat această rațiune, de ce o avem, de ce suntem persoane. Să ne întrebăm, de exemplu, de ce exist. Sau să ne întrebăm, cum s-au întrebat filosofii de-a lungul timpului, dacă exist. Și dacă ajungi la concluzia că exist, trebuie să te întreb de ce exist. Dacă îmi pun întrebarea de ce exist, trebuie ca să-mi pun întrebarea de ce pot să-mi pun asemenea întrebare. De unde am capacitatea aceasta ca să-mi pun întrebări existențiale. Din nou, vă închipuiți că o piatră se întreabă de ce există și cine a creat-o? Nu. Vă închipuiți că un câine sau o maimuță își pune asemenea întrebări? Nu cred că ați văzut vreodată conferințe sau prelegeri ținute de maimuțe despre scopul vieții lor și de ce există. Nu? De ce? Pentru că nu sunt persoane, pentru că nu sunt raționale, pentru că nu au personalitate, pentru că nu au o gândire de asemenea gândirii omenești. Omul, în schimb, având această capacitate dată de Dumnezeu, își pune aceste întrebări. Și este chiar această realitate a faptului că putem să ne punem aceste întrebări care ar trebui să ne conducă cu gândul la Dumnezeu. Cine m-a creat? De ce m-a creat? Cu ce scop? Altfel spus, dacă existăm, este pentru că am fost creați. Și cred că această afirmație este una cât se poate de logică. Dacă existăm ca și făpturi raționale, este pentru că ni s-a dat această aptitudine și acest statut. Altfel spus, la fel de bine am fi putut exista ca și făpturi iraționale. Și unii dintre noi câteodată ne apropiem foarte periculos de acest statut, de făpturi iraționale. Dar, în general, suntem făpturi raționale, da? Și trebuie să ne punem întrebarea, de ce suntem așa? Această realitate trebuie, în mod necesar, să ne ducă cu gândul la Dumnezeu și ne duce cu gândul la Dumnezeu. Ateismul este nimic altceva decât o dovadă a acestei realități. Ateismul nu este altceva decât preocuparea omului cu Dumnezeu așa de profundă încât singura lui scăpare este să încerce să dovedească că nu există Dumnezeu. Dar de unde atâta preocupare cu neexistența lui Dumnezeu? De unde este omul așa de turbat să dovedească că nu există Dumnezeu dacă Dumnezeu chiar nu există? Dar pentru că omul este preocupat de această întrebare, pentru că este o făptură rațională, merge cu gândul la Dumnezeu. Această realitate ne cere ascultare față de Dumnezeu. Dar mărturisirea spune că deși suntem ființe raționale, deși avem această datorie, din cauza acestei distanțe ontologice față de Dumnezeu, aceste făpturi, adică noi, nu ar putea niciodată să fi ajuns să obțină răsplata vieții. Altfel spus, ascultarea este o condiție implicită a existenței noastre raționale. Exist, așadar sunt dator să ascult de Creatorul meu. Viața nu este o condiție necesară, în schimb, pentru Dumnezeu față de noi. Altfel spus, viața nu este datorată mie de Dumnezeu. Chiar după ce am fost adus în existență de Dumnezeu, Dumnezeu nu este dator cumva față de mine. Dumnezeu n-a fost dator cumva față de Adam. A.A. Hodge spune la un moment dat, actul creației aduce pe făptura creată sub obligația ascultării față de Creator. Dar nu aduce pe Creator față de vreo obligație față de făptura creată. Altfel spus, ascultarea este ceva obligatoriu pentru făptură, dar pentru Creator a susține viața făpturii este ceva opțional. Și știu că pentru mulți această afirmație deja este șocantă. Nu! Dacă Dumnezeu a hotărât să ne creeze, El este obligat să mă susțină în viață, să-mi dea sănătate, să-mi dea mântuire, să-mi dea rezolvarea problemelor. Vom vedea imediat că lucrul acesta este o falsitate. Dumnezeu nu are vreo datorie față de nimeni în acest univers, prin faptul că ne-a creat. De aceea mărturisirea spune, fără actul voluntar de bunăvoință din partea lui Dumnezeu. Din partea lui Dumnezeu. Noi nu am avea viață. Fără harul lui Dumnezeu de a susține viața, de a da viața,
noi nu am avea viața. Tot Hagi spune, creația în sine este un act de har. Ca atare, nu poate acorda făpturii create dreptul la mai mult har. Înțelegeți argumentul. Simplu fapt că Dumnezeu a hotărât să te creeze și să-l creeze pe Adam și pe Eva, este un act de har. Dumnezeu nu a fost obligat să o facă. Dumnezeu nu a datorat cuiva să o facă. Creația noastră, existența noastră, viața noastră în acest moment este un act de har. Faptul că Dumnezeu ne-a făcut un har, nu-l poate obliga la un alt har. Este cum ai spune că dacă eu vin la tine acasă și îți aduc un cadou, îți aduc, nu știu, o bluză, ca și cadou, o bluză care nu ți-o datorez, dar un cadou, bluză frumoasă. Și în momentul în care îți dau bluza, tu zici, acum ești obligat să cumperi și o mașină. De ce? Păi mi-ai adus o bluză, mi-ai făcut un dar, cum ești obligat să mai îmi faci un dar. Dar de ce? Păi nu, că așa e. Te-ai obligat față de mine dându-mi ceva ce nu merit. Ar fi absurd, nu? Și totuși așa ne raportăm la Dumnezeu. Doamne, dacă ne-ai creat și ne-ai dat harul existenței, acum ești obligat în continuare să ne tot dai lucruri. Spune cine? Este ilogic, spune Hagi, ca să gândim așa ceva. Hagi vrea să spună că ideea că prin faptul că Dumnezeu ne-a creat, ne datorează cumva harul vieții, este o gândire absurdă. De aceea, spune mărturisirea, a fost nevoie de actul acesta voluntar, de bunăvoință din partea lui Dumnezeu ca să existe darul vieții. Ce anume a fost acest act de bunăvoință? Și mărturisirea explică. A fost plăcut lui Dumnezeu să exprime acest act, această bunăvoință, sub forma unui legământ. Primul lucru care trebuie să înțelegem despre ceea ce s-a petrecut în grădina Edenului, trebuie să înțelegem că viața este un efect al legământului cu Dumnezeu. Ce este un legământ? Haideți să răspundem la această întrebare ca să avem un context în care să acționăm. Ce este un legământ? Un legământ este un aranjament sau un contract între două părți care include termenii relațiilor, obligațiile legământului, adică beneficiile împlinirii acestui legământ și consecințele neascultării. Definiția aceasta este luată de la teologul Michael Kruger. Începem ca să înțelegem atunci când privim prin această lentilă a legământului și privim la Geneza 1 până la capitolul 3, că în cadrul acestui narativ se află un legământ. Teologii numesc acest legământ legământul faptelor sau legământul adamic. Vedem lucrul acesta cel mai clar în Geneza 2, versetul 16 și 17, unde vedem cumva stipulațiile clare ale acestui legământ. Dumnezeu i-a poruncit lui Adam: poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Care sunt părțile implicate în acest legământ? Păi îl avem pe Dumnezeu și îl avem pe Adam. Care sunt condițiile legământului? Păi condiția este ascultarea de Dumnezeu. Care sunt stipulațiile? Care sunt beneficiile și consecințele? Ascultarea are ca și beneficiu viața. Are ca și beneficiu viața și neascultare are ca și consecință moartea. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea, păi nu este viața, sau este viața cu adevărat condiționată de ascultare, nu este cumva implicită, omul deja avea viață? Nu cred că este, cred că este clar în acest legământ că viața este o consecință a ascultării, este în relație de legământ, implicit. Dacă neascultarea aduce moartea, atunci ascultarea este cea care condiționează viața. Dumnezeu trebuia să extindă harul vieții asupra omenirii, altfel ei n-ar fi trăit. Și condiția ca Dumnezeu să extindă acest har, conform acestui contract, este ca omul să asculte de Dumnezeu. Narativul de asemenea ne arată faptul că viața nu era ceva implicit sau garantat pentru om.
Rețineți că în grădina Edenului erau doi pomi, nu unul singur, care au un rol foarte special. Domnul Dumnezeu a făcut să crească din țărâna pământului tot felul de pomi care sunt plăcuți la vedere și buni de mâncat. De asemenea, în mijlocul grădinii se aflau pomul vieții și pomul cunoașterii binelui și a răului. Este interesant că avem acești doi pomi care reprezintă aceste două realități. Pomul care era interzis și care aduce moartea. Și atunci întrebarea este, ce făcea pomul vieții? Nu erau ei deja în viață? De ce era nevoie de un pom al vieții dacă ei aveau deja viața ca și un lucru de apucat? Priviți în Geneza 3, de la versetul 22 la 24, ce se întâmplă după cădere. Atunci Domnul Dumnezeu a zis, omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. Acum el și-ar putea întinde mâna să ia și din pomul vieții ca să mănânce și să trăiască veșnic. De aceea Domnul Dumnezeu l-a alungat pe om afară din grădina Eden ca să muncească pământul care i-a fost luat. După ce l-a alungat pe om, a pus la răsăritul grădinii Eden niște heruvim și o sabie învăpăiată care se rotea ca să păzească drumul spre pomul vieții. De ce nu mai putea omul ca să aibă acces la pomul vieții? Pentru că viața este într-o relație de legământ cu Dumnezeu. În grădina Edenului, omul avea viață cât timp era în ascultare de Dumnezeu. Acum că acel legământ a fost sfâșiat, a fost rupt. Dacă omul ar fi putut intra în grădina Edenului și pus mâna pe pomul vieții, ar fi avut viață în afara lui Dumnezeu. Ceea ce este inadmisibil. Vedeți, pomul vieții este pus în grădina Edenului ca și un simbol al faptului că viața este doar în relație cu Dumnezeu. Viața este doar în legământ cu Dumnezeu. Cât timp erau în legământ cu Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu, erau în grădină și erau hăruiți cu harul vieții. Și când s-a sfâșiat, s-a frânt acest legământ, au fost izgoniți din grădină și în acea zi, cu siguranță, așa cum spune Dumnezeu, au murit. A murit spiritual pentru că relația omului cu Dumnezeu a fost ruptă și au murit fizic. Și de atunci tot murim. De fiecare dată când celebrăm ziua de naștere, celebrăm faptul că ne aflăm cu o zi mai aproape de moarte. Ca atare, primul lucru care trebuie să înțelegem este că în grădina Edenului Dumnezeu l-a creat pe om și viața omului a fost în această legătură de legământ cu Dumnezeu. Omul a trăit spiritual și fizic vorbind cât timp a fost în ascultare de Dumnezeu. Capitolul 2, punctul 2 spune felul următor. Mai mult întrucât Adam s-a adus pe sine și pe toți urmașii săi sub blestemul legii prin căderea sa, a fost plăcut Domnului să facă un legământ al harului. Acum ni se prezintă cel de-al doilea mare legământ. Acum în Biblie sunt tot felul de legăminte, dar sunt câteva legăminte majore care ne sunt prezentate în această seară în mărturisire, care sunt cumva niște umbrele care merg peste tot ceea ce vedem ca și concept de legământ în Sfintele Scripturi. A fost plăcut Domnului să facă un legământ al harului. În acest legământ el oferă gratuit păcătoșilor viața veșnică și mântuirea prin Iisus Hristos, cerând de la aceștia credința în El, astfel ca ei să fie mântuiți. Și promițind Duhul Sfânt tuturor celor care sunt aleși la viață veșnică, ca să-i facă să dorească și să fie capabil să creadă. Deci, dacă legământul faptelor, legământul adamic l-a avut în vizor pe Adam, legământul harului îl are în centru pe Hristos. Acești mari prototip care reprezintă într-un fel omenirea. Legământul adamic este încălcat și vedem efectele acestei încălcări. Omenirea din acel moment se află sub blestemul legii. Ce înseamnă aceasta? Moartea spirituală și moartea fizică. Se aplică consecințele stipulate în legământul făcut cu Adam. Cine se află sub aceste consecințe? Păi noi toți ne aflăm sub aceste consecințe.
Adam s-a dus pe sine, spune mărturisirea, și pe toți urmașii săi sub blestemul legii. Și am văzut deja lucrul acesta foarte clar în lecțiile anterioare. Toată omenirea, din acel moment, se află sub blestem, pentru că, așa cum am văzut, Adam a fost capul nostru federal, reprezentativ. Cuvântul federal vine de la foidos în latină, care înseamnă legământ. Adam a fost capul nostru prin legământ, ne-a reprezentat în acel legământ. Odată ce primul legământ cu omul a fost încălcat, mărturisirea ne spune că a fost plăcut Domnului să facă un legământ al Harului. Și din nou ne punem aceleași întrebări. Care sunt părțile vizate, implicate în acest legământ? Păi, Dumnezeu și omul. Care sunt condițiile puse omului în acest legământ? Mărturisirea ne spune și Scriptura de asemenea că credința este o condiție. În acest legământ sunt cuprinși toți credincioșii. Aceștia sunt vizați de acest legământ. Care sunt stipulațiile acestui legământ? Toți cei ce cred în Domnul Iisus vor fi mântuiți și vor primi viața veșnică. Legământul are în vedere rezolvarea încălcării legământului cu Adam. Trebuie să fim mântuiți de la condamnarea de sub care ne aflăm. Și problema cea mai mare a oamenilor. Cum vom dobândi viața? Cum vom primi viața de la Dumnezeu? Prima parte este rezolvarea condamnării, mântuirea noastră. A doua parte este viața noastră, care vrem ca să fie una veșnică. În schimb, restul, care nu sunt credincioși, vor fi lăsați sub condamnarea dreaptă a lui Dumnezeu pentru încălcarea legii lui Dumnezeu. Hai să privim foarte telegrafic la o comparație între aceste două legăminte, să vedem ce diferențe mari sunt. În primul rând, reprezentanții legământului. Legământul adamic a faptelor l-a avut în vedere pe Adam ca și reprezentant. Și, prin el, pe toți cei ce provin din Adam. Astfel spus, dacă Adam ar fi ascultat, cât timp el era în ascultare, beneficia și el și urmașii lui de bunăstare înaintea lui Dumnezeu. Dar, de asemenea, neascultarea lui afectează toți cei ce provin și sunt reprezentați de Adam. Cât timp Adam a fost în ascultare, toată omenirea, care la acel timp era Adam și Eva, beneficiau de viață. Când Adam a păcătuit, toată omenirea este sub blestemul morții, sub blestemul legii. Legământul Harului este diferit. El îl are în vedere, în primul rând, pe Hristos. Hristos este reprezentantul legământului și, prin Hristos, pe toți cei ce provin din Hristos. Altfel spus, ascultarea Domnului Iisus Hristos aduce beneficii pentru toți cei ce provin din și sunt reprezentați de El. La fel cum condamnarea a venit pentru toți cei ce au fost reprezentați de Adam și au provenit din Adam. Prin Adam suntem născuți în păcat, ne spune Scriptura, pentru că suntem urmașii lui Adam. De asemenea, prin Hristos suntem născuți din nou la viață, pentru că prin credință suntem urmașii spirituale a Domnului Iisus Hristos. Biblia prezintă clar această dicotomie. Există fii ai mâniei, printre care Biblia ne spune că toți eram. De ce? Pentru că ne-am născut în această stare. Pentru că părintele nostru Adam ne-a adus în această stare. Pentru că el ne-a reprezentat înaintea lui Dumnezeu și a încălcat legea lui Dumnezeu de care toți suntem vinovați. Și Biblia ne spune că există fii ai lui Dumnezeu, care sunt cei răscumpărați de Hristos. Întrebarea este cum devii un fiu? Cum ai devenit tu fiul tatălui tău? Prin naștere, prin concepere. Nu prin credință și pocăință, cum ar spune cei mai mulți. Nu! Credința și pocăința sunt țipetele vieții. Odată ce ai fost făcut fiu, odată ce ai fost adus la viață. Apoi crezi și te pocăiești și trăiești viața ta în Hristos. A inversa lucrurile acestea este total eronat. Cât timp nu crezi și nu te pocăiești, este pentru că ești sub condamnarea lui Dumnezeu. Când crezi și te pocăiești, este pentru că ai fost adus în starea aceasta de viață prin lucrarea făcută de Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă aveți întrebări pe aceasta, putem să discutăm
la final sau vă pot recomanda predicile care s-au ținut pe acest subiect. Ce vine mai întâi? Regenerarea, apoi credința sau credința și apoi regenerarea, da? Al doilea rând, care sunt cerințele legământului? Legământul adamic, legământul faptelor, a cerut o ascultare deplină din partea lui Adam față de Dumnezeu. În schimb, ce cere legământul harului? Ce este cerut? Biblia ne spune că se cere, și de asemenea mărturisirea, se cere credința. Dar important de înțeles, credința nu este o faptă, ci este darul lui Dumnezeu, ne spune și mărturisirea și Scriptura. Legământul harului este superior față de legământul faptelor, pentru că Dumnezeu ne dă ceea ce cere. Rețineți cuvintele lui Augustin care spun, Doamne, poruncește tot ceea ce vrei și împlinește ceea ce ai poruncit. De ce spune Augustin lucrul acesta? Pentru că Augustin s-a confruntat cu realitatea că dacă ar fi, după propriile noastre puteri, am fi total incapabili de a îndeplini orice condiție ne-ar pune Dumnezeu. Ca să înțelegi ce veste bună este aceasta, gândește-te la un singur aspect. Cum trebuia să fie ascultarea lui Adam pentru a îndeplini legământul faptelor, legământul adamic? Perfectă. Adam nu putea să zică, știi, am mâncat din copac, dar numai două, trei în bucături și după aia nu mi s-a părut că e fain mărul ăla sau ce era. Doamne, nu ne-am pedepsit cu moartea. Ne-am dat seama până la urmă, am avut o ascultare, dar a fost parțial. Nu. Trebuia să fie o ascultare perfectă. Cum ar trebui să fie atunci cea de-a doua condiție aflată în legământul în care noi ne aflăm? Adică credința ar trebui să fie perfectă. Perfectă. Cum e credința ta? Cum e credința mea? Când a fost vreodată credința ta perfectă? A mea n-a fost niciodată. Când am avut vreodată o certitudine deplină în lucrurile acestea, fără măcar o firicică, Vestea bună este că legământul harului este net superior față de cel al faptelor. Există o condiție, pentru că nu toți fac parte din acest legământ, Dumnezeu nu a făcut un legământ cu toată lumea și nu mântuie pe toți fără excepție, și anume există condiția credinței. Dar această condiție este și ea îndeplinită de Dumnezeu pentru cei răscumpărați. Este dată în dar de Dumnezeu pentru cei răscumpărați. Cum este atunci cu ascultarea perfectă față de Dumnezeu, care o cere Dumnezeu? Dacă spunem că Dumnezeu nu și-a coborât standardul, da? A cerut o condiție perfectă în legământul cu Adam și cere ceva perfect în legământul harului. Nu este legământul faptelor, ar putea fi o obiecție, superior pentru că cere o ascultare perfectă? În niciun caz. Pentru că și al doilea legământ, legământul harului, cere o ascultare perfectă. Dumnezeu nu coboară standardul în niciun fel. Încălcarea legământului anterior, a faptelor, trebuie plătită. Plata păcatului este moartea. Și acea plată trebuie achitată. Și împlinirea ascultării perfecte trebuie de asemenea împlinită. Cum sunt aceste două realizate în legământul harului, încât standardul lui Dumnezeu să fie menținut? În 2 Corinteni 5, 21, Apostolul Pavel spune în felul următor. El, adică Hristos, pentru noi l-a făcut păcat pe cel ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca în el să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Doctrina dublei imputări este una glorioasă și minunată pentru sufletele noastre. Doctrina dublei imputări este cea mai mare veste bună pentru sufletele noastre. Dumnezeu a imputat, a transferat asupra Domnului Iisus Hristos toate păcatele celor răscumpărați de El. Plata păcatului trebuie achitată. Am încălcat legea perfectă a lui Dumnezeu. Am încălcat legământul faptelor cu Dumnezeu. L-am încălcat în Adam și îl încălcăm în fiecare zi. Ascultarea desăvârșită față de Creatorul nostru nu este o realitate în viețile noastre și nu va fi vreodată. Și pentru aceasta trebuie plătit. Și Apostolul Pavel spune că El, Hristos, care n-a păcătuit și n-a cunoscut păcatul, a fost făcut păcat. Pentru că păcatele mele și păcatele tale au fost puse asupra Lui. Și El a plătit pentru acele păcate. În al doilea rând,
Dumnezeu a transferat, a pus în contul nostru toată ascultarea Domnului Iisus Hristos. Viața care eu și cu tine, viața care Adam trebuia să o trăiască, a trăit-o Hristos. Și aceea este contabilizat în contul meu. Când Dumnezeu privește la cel credincios, El se uită și spune, toate păcatele au fost achitate. Ce trebuie să se întâmple cu un păcătos care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu? Trebuie să fie pedepsit cu moartea. Ce a plătit Hristos? Cu moartea, cu viața Lui. Iar apoi când se uită la noi, spune ce trebuie să fie un om care va sta veșnic în prezența lui Dumnezeu, ce trebuie ca să ai viața veșnică de la Dumnezeu, o viață desăvârșită, o ascultare deplină. Și privește la viața lui Hristos care este pusă în contul nostru și spune Mihai are această viață, Mihai are o ascultare desăvârșită. Justificarea prin credință nu înseamnă că valoarea credinței mele, adică ce am făcut eu prin faptul că am crezut, este de așa de mare valoare încât pusă într-o balanță cosmică suntem găsiți vrednici. Dumnezeu pune toate faptele mele negative într-o parte, foarte grele. Și după aia zice, dar a făcut ceva, a crezut. Și asta este mult mai important ca tare balanța să incline. Nu este așa. Deși cei mai mulți oameni cred lucrul acesta. Da, am făcut toate lucrurile astea rele. Dar am crezut. Și după ce am crezut, am făcut și multe fapte bune. Și după aia să vezi. N-are cum Dumnezeu ca să spun acum că n-are valoare. Am făcut un legământ cu El și alte aberații și erezii de lucru de felul acesta. Nu este așa. Nu este credința cea care mă mântuie în mod ultim. Este obiectul credinței cel care mă mântuie. Credința este intermediul prin care acea mântuire câștigată de Domnul Iisus Hristos este aplicată în viața mea. Credința nu este ceea ce plătește păcatele mele. Credința nu este ceea ce este privit de Dumnezeu ca și fiind desăvârșit. Hristos este Cel care plătește păcatele. Hristos este Cel care îmi dă neprihănirea Lui. Credința este felul în care se aplică în viața mea. Credința este felul în care se transferă în viața mea și lucrul acesta este deosebit de important de înțeles și de crezut. Tu nu ești mântuit pentru că ai fost mai deștept ca alții, mai capabil ca alții, pentru că ai crezut. Tu ești mântuit pentru că Iisus Hristos a murit pentru tine, a plătit pentru păcatele tale și ți-a dat în dar viața Lui. Dovada realității că ești mântuit este că crezi. La fel cum dovada realității că un copil trăiește este că plânge. El nu ajunge în viață plângând. Înțelegeți? Ci pentru că mama lui și tata lui l-au născut, el plânge. Pentru că Tatăl nostru ne-a dus la viață prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Tu crezi. Tu crezi. Este rezultatul mântuirii tale. Al treilea rând, care sunt stipulațiile și efectele legământului? Legământul adamic spunea că dacă ascultă, va avea viață și neascultarea producea și a produs moartea. Grădina Edenului și pasajele din Geneza despre grădina Edenului sunt romantizate prea mult, mi se pare mie. Gândiți-vă la realitatea grădina Edenului pentru o secundă. Și de multe ori când se vorbește, de exemplu, când Benny Fargo vorbește despre a fi puși în furca adamică, eu nu cred că el realizează cât de groaznic este acest lucru. Niciunul dintre noi n-ar trebui să-și dorească să fie pus înapoi în situația în care a fost pus Adam. Niciunul. Dacă stați bine să vă gândiți pentru o secundă. Gândiți-vă la această realitate. L-avem pe Adam în grădina Edenului, în care se află pomul cunoașterea binelui și a răului, având în mod continuu posibilitatea de a păcătui împotriva lui Dumnezeu. L-avem pe Satan, șarpele, care este și el prezent, fiind un pericol constant pentru om, a cui viață depinde de ascultare. Deci omul trebuie să asculte. La trei pași distanță este pomul din care dacă mâncă din el va muri. Acolo este șarpele care amenință ascultarea lui și dacă el nu ascultă va muri. Eu n-aș vrea să trăiesc în starea aceea. Eu n-aș vrea ca să fiu pus înapoi în această stare. De ce? Pentru că este convingerea mea că oricare dintre noi am fi teleportați înapoi în locul lui Adam, am face exact ceea ce a făcut Adam. Legământul Harului este total diferit. Legământul Harului spune cine are pe Hristos.
are viață. Unde va fi șarpele în cer? Cine va ispiti în cer? Unde va fi posibilitatea de a cădea din viață în cer? Nicăieri! Nicăieri! Toate lucrurile acestea vor fi rezolvate, șarpele va fi zdrobit, viața va fi veșnică. Altfel spus, după ce încălcarea noastră este rezolvată, plata păcatului este rezolvată, desăvârșirea lui Hristos este dăruită. Dumnezeu ne invită înapoi în grădină și spune, uite pomul, uite viața veșnică, ia, mănâncă. Hristos este viața noastră, Hristos este pomul vieții, Hristos este superior. Dacă soarta noastră a depins de reprezentantul nostru Adam, veșnicia noastră acum depinde de reprezentantul nostru Hristos. Poate Hristos să păcătuiască? Poate Hristos să falimenteze? În niciun caz, avem un mijlocitor desăvârșit. Câtă siguranță, cât har în acest legământ. Legământul adamic a fost unul care a putut fi încălcat. Legământul harului este unul care nu poate fi încălcat, nu poate fi violat, nu poate fi rupt. Pentru că toate condițiile lui sunt împlinite deja în Hristos. Toate condițiile. Nu este nimic rămas de făcut pentru a pune pecetea pe acest legământ. El este ratificat. El este sigilat în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Ba mai mult, avem dovada acceptării acestei jertfe prin învierea Domnului Iisus Hristos. Și avem nădejdea că El se întoarce să ne ducă acasă la Tatăl. Punctul 3. Ne spune în felul următor. Acest legământ este descoperit prin Evanghelie. În primul rând, lui Adam, prin promisiunea de mântuire prin sămânța femeii. Și apoi, pas cu pas, până ce descoperirea a fost finalizată în Noul Testament. Această mântuire stă în acea tranzacție a legământului veșnic, cum avem o a treia categorie, un al treilea legământ descris aici. Această mântuire stă în acea tranzacție a legământului veșnic dintre Tatăl și Fiul, care se referă la răscumpărarea celor aleși. Doar prin harul acestui legământ, toți descendenții lui Adam, cel căzut, care au fost mântuiți vreodată, au obținut viața veșnică și nemurirea cea binecuvântată. Ființele umane sunt acum complet incapabile să câștige cu ceva acceptarea din partea lui Dumnezeu în acei termeni prin care Adam avea comuniune cu Dumnezeu în starea lui inițială de inocență dinaintea căderii. Primul rând, legământul harului este, într-un cuvânt, Evanghelia. Iar această Evanghelie este revelată, ne spune mărturisirea, în mod progresiv, începând cu proto-Evanghelia care îi este dat lui Adam. Ce trebuia să creadă Adam și Eva în momentul în care au fost izgonit? Se va împlini promisiunea lui Dumnezeu. Va veni acel care vine prin sămânța femeii, care va zdrobi capul șarpelui. Asta trebuiau ei să creadă. Pe frate, asta este Evanghelia. Da, pentru ei asta era Evanghelia. Ei trebuiau să-și pună toată nădejdea în ceea ce urma să facă Dumnezeu. Și să spună, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, suntem sub dreapta condamnare. Fiecare dată când Eva trecea prin durerile nașterii și amintea, merit această durere, merit mai multă durere, merit iadul. De fiecare dată când Adam venea de la câmp și era transpirat tot și îl durea spatele, spunea, ăsta este blestemul, merit iadul, este har că poți să suferi lucrurile acestea și să nu fii un iad. Care va fi scăparea noastră? Probabil că vorbeau între ei. Promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu va rezolva problema. Dumnezeu va trimite pe alesul lui. Dumnezeu va zdrobi șarpele capului. Noi ne închipuim că Adam și cu Eva erau niște ignoranți. Nu erau, ei știau care este promisiunea lui Dumnezeu. Și apoi, în mod progresiv, plinătatea Evangheliei este revelată până când, în mod culminant, în Domnul Iisus Hristos, avem revelația deplină a Evangheliei, care este cuprinsă pentru noi pe paginile Noului Testament. În al doilea rând, mărturisirea ne spune că legământul harului este bazat pe un legământ veșnic. Această mântuire, spune mărturisirea, stă în acea tranzacție a legământului veșnic dintre Tatăl și Fiul
care se referă la răscumpărarea celor aleși. Biblia ne prezintă că în economia divină există o tranzacție între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, în care Dumnezeu Tatăl dă un număr de suflete Fiului, iar aceștia vor fi răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Iar Dumnezeu Duhul aplică această decizie a Tatălui și aplică jertfa Domnului Iisus Hristos prin nașterea din nou, prin lucrarea credinței. Și Duhul va păstra pe acești credincioși până la glorificarea lor. Este în acest cadru etern unde putem să înțelegem ce se petrece atunci când Dumnezeu instalează, după căderea lui Adam, legământul Harului. Nu este un plan B. Dumnezeu nu se uită la ceea ce a făcut Adam și spune, oare ce o să fac acum? Pentru că decizia mântuirii, decizia planului de răscumpărare, legământul veșnic între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt s-a întâmplat înainte de întemeierea lumii. Drama înjunghierii mielului s-a întâmplat înainte de întemeierea lumii. Și în baza acestui legământ etern, în baza acestei tranzacții eterne din divinitate, Dumnezeu instaurează legământul Harului. Este punerea în acțiune, în practică a planului veșnic, a legământului făcut în sânul dumnezeirii. Trebuie înțeles că mântuirea în afara acestui legământ, mântuirea în afara legământului Harului nu există. Doar prin harul acestui legământ, spune mărturisirea, toți descendenții lui Adam, cel căzut, care au fost mântuiți vreodată, au obținut viață veșnică și nemurirea cea binecuvântată. Când înțelegem harul acestui legământ, în termeni mai ampli începem să realizăm magnitudinea lui. Omenirea este incapabilă de a face ceva pentru a fi pusă într-o postură dreaptă față de Dumnezeu. Mărturisirea ne spune, ființele umane sunt acum complet incapabile să câștige cu ceva acceptarea din partea lui Dumnezeu. Suntem vinovați de încălcarea legământului faptelor. Ne aflăm sub dreapta condamnare a lui Dumnezeu și în incapacitate de a fi îndreptățiți prin vreo acțiune a noastră. Vestea bună poate fi sumarizată în doar două cuvinte, care le folosește Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2. Dar Dumnezeu. În ciuda acestei realități, că noi ne aflăm în această stare, în ciuda faptului că ne aflăm în această condamnare, în ciuda faptului că nu există vreo scăpare, dar Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în felul următor. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinoară, urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Noi toți am trăit odinoară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorințele și gândurile firii și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Cu toate că eram morți în păcatele noastre, prin har ați fost mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Iisus. Pentru că în veacurile care vin să-și arate nemărginita bogăția harului său, în bunătatea sa față de noi în Hristos Iisus, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Iar în Efeseni 1, Pavel ne arată că toate acestea, acest dar Dumnezeu care schimbă total direcția vieții noastre, care rezolvă problema irezolvabilă, toate acestea au fost hotărâte de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. În El Dumnezeu ne-a ales, spune Pavel, înainte de întemeierea lumii. Înainte ca să cădem sub blestemul păcatului, înainte ca Adam să frângă legământul, înainte să existe Adam cu Eva, Dumnezeu a ales pe cei care vor fi răscumpărați de El. Și toate acestea le-a făcut după buna plăcerea voii sale,
spre lauda slavei Harului Său. Datorită cine sunt eu sau cine ești tu și datorită cine este El, ca tot universul acesta să privească slava Harului Său. În concluzie, mărturisirea vrea ca să picteze acest tablou în fața ochilor noștri, să vedem magnitudinea Harului Dumnezeu. Să vedem că umbrela mare care cuprinde toată existența noastră este acest legământ etern, prin care Dumnezeu a stabilit un plan de a arăta slava Lui. Dumnezeu decretează, cum am văzut în lecțiile anterioare, creația, căderea, răscumpărarea. Toate acestea sunt decretate din veșnicie. Iar este în acest legământ etern, unde sunt cuprinși cei care sunt dați Fiului de către Tatăl, cei care urmau să fie justificați prin jertfa Domnului Iisus Hristos ca substitut în locul lor. Apoi vine creația, vine legământul cu Adam, legământul faptelor prin care Dumnezeu, după ce l-a creat pe om, îi spune că atât timp cât trăiește în ascultare Dumnezeu, are viață. Iar atunci când încalcă legea lui Dumnezeu, cu siguranță va muri. Și în acel moment, omul, noi toți ne aflăm sub condamnarea dreaptă a lui Dumnezeu. Iar apoi, legământul Harului, care este implementarea legământului etern, care este lucrarea în istorie a legământului etern. Odată ce legământul adamic este încălcat, Dumnezeu în Harul Său totuși mântuie după planul Său veșnic. El dă viață veșnică tuturor celor ce se încred în El și credință și pocăință tuturor aleșilor Săi. Doctrinele acestea prezentate de noi prin mărturisirea de credință și în Sfintele Scripturi nu sunt doar să ne facă capul umflat, ci au ca și scop principal să vedem mărăția Harului Dumnezeu, să vedem imensitatea lucrării lui Dumnezeu, să vedem bucuria siguranței care avem într-un Dumnezeu care a rânduit toate lucrurile din veșnicie. Să vedem starea imposibilă în care am fost fiecare dintre noi. Starea imposibilă în care se află omenirea și să exclamăm, Doamne, dacă n-ar fi fost pentru Tine, dacă n-ar fi fost pentru ceea ce Tu ai făcut, n-aș fi avut nicio șansă. N-ar fi fost nicio posibilitate. N-ar fi fost nimic ce ar fi putut să rezolve problema mea. Oricât de bun aș fi încercat să fiu, oricât de mult aș fi încercat să trăiesc după cuvântul Tău, ce-ar fi putut să șteargă păcatele mele? Ce-ar fi putut să șteargă păcatul original? Ce-ar fi putut să înlocuiască acel păcat cu o viață desăvârșită? Este imposibil. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui și în harul Lui infinit, pentru legământul veșnic care l-a făcut înăuntru dumnezeirii, a mântuit împotriva oricărui probabilități, împotriva oricărui neputințe umane. El mântuie și mărit să fie numele Lui pentru acest plan și pentru această mântuire.